performanța în canotaj și pasiunea pentru fotografie merg mână în mână în viața canotorului Sergiu Bejan. Component al bărcii de 8 plus 1, Bejan a avut vernisajul primei sale expoziții de fotografie, eveniment la care au participat colegii de lot, conducerea Federației de Canotaj, dar și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. E greu să aleg o singură fotografie sau să fac un top 3 sau 5 al fotografiilor. În mare parte, cele din Bucovina sunt toate la sufletul meu. Fiind locul natal, e greu să fac o diferență, să aleg între ele. Nu m-am gândit, cum am spus și mai devreme, nu m-am gândit că fotografiile mele o să facă parte dintr-o expoziție. A venit totul de la sine. Fotografia o fac cu sufletul, e o pasiune, nu aș putea zice că aș profesa. Cel puțin nu acum. Îmi plac extraordinar, ne arată frumusețile acestei țări. Eu sunt foarte atașat de locurile natale, de locurile de la noi din țară și se poate vedea aici că putem sta oricând, în orice competiție, la orice capitol, vis-a-vis de peisaje, vis-a-vis de țară, vis-a-vis de turism, cu orice țară de pe glob. Sergiu Bejan speră să facă cea mai frumoasă fotografie la Jocurile Olimpice. Alături de restul echipajului de 8 plus 1, el va lupta pentru biletele de Tokyo la regata de la Lucerna de anul viitor. Până în acest moment, canotajul românesc are numai puțin de 7 bărci calificate la competiția supremă. Sunt convins că fotografia de la Tokyo va fi cea mai importantă din palmares. Mai avem calificarea de la elvețieni de anul ce urmează. Noi sperăm să facem o figură frumoasă, să ne calificăm. Ne dorim toți, muncim și credem că o să facem o mișcare frumoasă ca să ajungem acolo unde ne dorim. Nu e gratuit să visezi, muncim pentru asta, e visul oricărui sportiv, să ajungă acolo, să cucerească o medalie. În momentul în care ai mai multe șanse și presiunea scade puțin de pe umerii celor care pot câștiga medalii, cei care sunt calificați și la fel nu au nicio presiune și ei pot face o surpriză plăcută. Prima participare a canotajului românesc la Jocurile Olimpice a avut loc la ediția de la Helsinki din 1952, în proba masculină de 8 plus 1. Canotajul a obținut de-a lungul timpului numai puțin de 38 de medalii olimpice, dintre care jumătate de aur.